Ne-am întors la Star News și vă spun că relația dintre Irinel Columbeanu și Monica Gabor pare mai bună ca niciodată. Atât de civilizată este relația celor doi foști soți, încât după ce a lăsat-o pe Irinuca pe mâna Monicăi la Bacău, Dubai sau în București, fosta scorpie de la Izvoran i-a transmis cele mai bune gânduri la zi de sărbătoare. Ce urare i-a făcut Monica Gabor domnului Columbeanu chiar astăzi, de ziua de naștere, aflați chiar acum. De când a venit în țară, Monica și Irina sunt de nedespărțit. Cu toate acestea, fetița nu a uitat de ziua tatălui ei și s-a întors acasă. Acum, în clipa aceasta, este la mama ei, adică cu mama ei, împreună unde stă mama ei, la prietena ei, Mădălina. Eu am fost și am văzut-o și astăzi, când a ieșit de la școală. Eu personal am dus-o acolo, am lăsat-o și... Vorbim, ne vedem des, a fost la mine în weekend, am venit de asemenea mâine din nou la mine. Cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani, Irinuca i-a făcut cele mai frumoase urări pe Instagram. La mulți ani, tati! Te iubesc foarte mult și îți mulțumesc pentru tot! Omul de afaceri a fost înduioșat de urarea venită din partea fiicei sale, căreia i-a răspuns imediat. Mulțumesc frumos, fetița mea! Te iubesc mult, mult, mult! Să crești mare, din ce în ce mai deșteaptă și mai frumoasă! La mulți ani! Chiar dacă au divorțat cu mare scandal, Monica și Irinel Columbeanu au îngropat securea războiului și se înțeleg mai bine ca niciodată. Vedeta și-a amânat cu încă două săptămâni întoarcerea în America doar pentru a mai sta cu fiica sa. Monica a pierdut $500 după ce și-a anulat biletul de avion și și-a reprogramat toate întâlnirile de afaceri pe care le avea. A venit, dacă nu mă înșel, pe 2 aprilie, trebuia să stea până pe 10 mai, dacă nu mă înșel, după care și-a mai prelungit și șederea până pe 2 iunie, dacă țin bine minte. Pe dragul fiicei lor, Irinela a acceptat ca Irinuca să petreacă Paștele la Bacău și să plece alături de mama sa în Dubai. Welcome to Dubai! Hello! Tot aici! Îți place aici, Alex? Pentru că Irina vrea să se mute aici. Și pe bune chiar vrei să te mute aici? Next to you, the sky is more blue in Malibu. Pe dragul fetiței și a fostei soții, omul de afaceri s-a asociat și cu Mr. Pink. În ultimul timp s-a speculat că Irinel Columbeanu are o problemă cu piciorul. Omul de afaceri a lămurit dacă sunt adevărate zvonurile și cum se simte. În legătură cu acest subiect, chiar că nu avea greșit cum să constate acest lucru și cred că e chiar dificil de constatat așa de ochi. Dar nu acest lucru vreau să-l contrazic și nu asta m-a deranjat, ci m-a deranjat faptul că, cum să vă spun, pot să spui despre cineva asemenea lucruri pe care aproape că reiese că îi le dorești să îi se întâmple. Este vorba pe care mi l-au luat asupra acelui subiect. E adevărat că atunci, la cazul respectiv, când sufeream de un acces de dureri la picior, însă acum circa 3 sau 4 luni, nu mai mi-aduc aminte exact. Incredibil. Și să-l prezinte ca și cum ar fi fost niște vorbe pe care le-am spus alaltăieri când am fost la acest eveniment. Da, despre Irinel Columbeanu și Monica Gabor discutăm astăzi cu frumoasa Alina Petre, prezentă în platoul știrilor. Bună seara. Bună și seara. Bine ai revenit. Bună pe seara. La noi. Și tu ai trecut printr-un divorț destul de mediatizat. Iată, după ani buni în care s-au tot ciondănit, a sosit momentul ca cei doi să se înțeleagă mai bine ca oricând.
Asta este și de dorit după un divorț și îmi pare foarte bine pentru Irinel că și-a reglat cumva relația cu fosta soție. Este de apreciat acest om, este un tată extraordinar care face absolut totul pentru copilul lui. Eu îl apreciez foarte mult și mă bucur că și Monica a căzut la pace într-un fel cu el și a înțeles și ea că este cel mai bine să comunice într-un mod pozitiv pentru binele Irinucăi. Au nevoie de câțiva ani buni să ajungă la relația de acum. Aș vrea să-i urăm și noi la mulți ani domnului Irinel Companu. Da, la mulți ani, la mulți ani, Irinel. Lui. La mulți ani să fiți sănătos și să aveți parte de multe alte momente frumoase alături de fetița dumneavoastră și, de ce nu, și de fosta soție care, iată, și-a amânat cu încă două săptămâni plecarea din România pentru a fi alături de Irinuca. Eu știu ce cred? Cred că pentru Irinel este momentul la care el a visat să ajungă, pentru că el a iubit-o foarte mult pe fata asta. El și-a dorit această familie. Pe Monica. Pe Monica, da. Pe Irinuca o divinizează, știm cu toții. Și cred că este momentul la care el a visat să ajungă, el a luptat pentru acest moment, să-și aducă mama lângă copilul lui și îl felicit pentru perseverența asta. Nu mulți bărbați fac acest lucru. Da, da, în același timp, domnul Irinel Columbeanu a crescut-o pe Irinuca până la această vârstă. Foarte era obișnuit ca Irinuca să locuiască cu dumnealui. Iată că de aproape două luni a acceptat ca cea mică să locuiască cu Monica, să fie plecată ba la Bacău de Paște, au mers pe urmă în Dubai într-o vacanță exotică. Ceea ce spuneam, că l-apreciez pentru altruismul lui, pentru altruismul lui, pentru devotamentul lui. Nu cred că i-a fost ușor. Nu, nu-ți e ușor. Să accepte ca fata să plece din casă. Nici mie nu mi-este ușor când o las pe fetița mea să meargă la fostul meu soț și la tatăl ei, dar știu că este cel mai bine pentru ea să crească într-o armonie. Într-o armonie în familia lui, într-o armonie în familia mea. Alina, noi am mai discutat și aici și la Star Matinal. Ceva s-a schimbat clar anul trecut, după vizita pe care domnul Columbeanu a avut-o în America, vizita în care știm că toții l-a cunoscut și pe Mr. Pink, iar dânsul l-a declarat și a vorbit foarte frumos despre actualul iubit al Monicăi. Ceva s-a schimbat acolo, pentru că din momentul acela Monica a început să vină mult mai des în țară. Iată, de data asta a stat peste două luni alături de Irinuca. Ce crezi tu că s-a schimbat acolo? Faptul că domnul Columbeanu l-a cunoscut pe actualul iubit al fostei sale soții, a schimbat ceva? Schimbă lucrurile astea între... Eu cred că el a dorit să vadă în ce fel o duce. El a fost ca și un tată pentru Monica, să nu uităm. Monica a fost proiectul lui. Așa este. A fost dragostea vieții lui și a fost proiectul lui pe care el l-a crescut foarte frumos. Evoluția Monicăi se datorează lui, să nu uităm acest lucru și nici ea nu cred că uită. Păi, și în cazul și eu cred că el a vrut să știe că ei este bine acolo. Da, da. Să se asigure. Pentru că a investit foarte mult domnul Columbeanu în Monica și a fost proiectul sau proiecția dumnealui. Nu cred că i-a fost deloc ușor să accepte că Monica este cu altcineva. Nu i-a fost ușor, sau dar asta înseamnă dragostea adevărată. Asta este dragostea adevărată. Și îți mai spun ceva, un bărbat care își dorește să mai aibă ceva cu fosta soție, își lasă niște urși deschise, se poartă frumos, vine în întâmpinarea ei. Știi, este... Uite, Monica a fost aspru criticată în ultimii ani în România. Domnul a plecat în America, peste ocean și a lăsat fetița. Domnul Columbeanu a fost cel care a ținut loc și de mamă și de tată. Iată că de data asta Monica s-a întors în țară, a petrecut peste două luni alături de cea mică, repet, și-a amânat din nou plecarea cu riscul de a fi pierdut niște bani. Înțeleg că vreo 500 de euro la banii Monicăi, ai chinezului foarte... și chiar ai domnului Columbeanu, e o nimica toată. Știi ce cred? Eu cred că Monica n-ar fi plecat niciodată dacă ar fi știut că fetița ei nu o să fie bine lângă Irinel. Ea a știut lângă ce fel de om o lasă pe fetița ei și până la urmă ea și-a urmărit, a avut un mod mai egoist de gândire ca și mamă și a urmărit un țel, o carieră, nici nu știu ce face ea acolo exact. Sau poate și-a urmărit dragostea cu acest domn de origine asiatică. Ce părere crezi tu că are iubitul Monicăi Gabor despre faptul că, iată, iubita lui este în țară alături de fetiță și de ce nu și de fostul soț pentru atâta vreme? Crezi că s-a întâmplat ceva în America? Cred că din moment ce nu este cu ea, ori s-a întâmplat ceva acolo, ori au un fel de relație de asta deschisă cum se poartă în Occident. Tu faci ce vrei, eu fac ce vreau, știi? Da, da, acolo e mai diferit puțin. Foarte legați cei doi, Monica și Mr. Pink. Da, știi cum e cu legătura asta strânsă. După 2 ani de zile te mai simți nevoia să mai slăbești legăturile. Știi? În același timp, prezența Monicăi în România a fost foarte, foarte discretă, spre deosebire de alte dăți. Probabil că așa și-a dorit. Așa a dorit să petreacă mai mult timp cu fetița, așa a dorit poate să se apropie mai mult de Irinel și să-i dovedească că totuși ea este o mamă bună și eu cred că ea este o mamă bună în esență,
a fost și foarte tânără. O mamă tânără și o mamă cu o carieră în ascensiune așa și pe care și-a dorit să o continue, că de-aia și plecat, nu? Și cred că și-a dorit să stea mai în umbră tocmai pentru ca să petreacă timp cu familia ei de aici. V-a acceptat domnul Columbeanu la un moment dat ca Irinu ca să plece peste ocean să trăiască alături de mama ei? Nu cred asta. De ce nu crezi asta? Nu cred că este atât de altruist totuși. Una este să o aibă el aici sub dacă de două luni e sub mutată aripa de acasă, lui. Da, dar o știe aproape de el. Nu cred. Nici măcar de după dragul cum știu eu, cred că se mută și el pe acolo, în vecinătate, cumva. Așa cred eu, după cum iar știu. Iar relația dintre Monica și domnul Irinel Columbeanu, nu crezi că va rămâne la fel de legată ca acum? Eu cred că va fi mai bună. Am așa un feeling că se vor împăca la, la un moment dat, ei se vor împăca. Doamne ajută, la mulți ani, încă o dată îi spunem domnului Irinel Columbeanu, astăzi este ziua dumnealui, a primit un mesaj emoționant. Mulțumesc tare mult, Alina Petre, pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră și vă invit să rămâneți în continuare pe antenă.